Moringa, o plantă care poate înlocui carnea în alimentația umană, crește de anul acesta și în România. Planta este cunoscută la nivel mondial ca arborele vieții și este aclimatizată în prezent la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău. Specialistul Costel Vânătoru este foarte încrezător că planta minune va putea fi cultivată în curând de orice român care își dorește o alimentație sănătoasă. Suntem la început, însă sperăm ca în viitor și această plantă să fie cultivată în România. Deocamdată ea poate fi cultivată ca plantă anuală în câmp sau în spații protejate. În spații protejate poate fi cultivată și ca plantă perenă, avem această certitudine, însă suntem reținuți în câmp ca plantă perenă momentan. Sperăm ca în viitor, după ce vom studia mai multe varietăți de moringa, să reușim să o aclimatizăm în câmp, să poată să vegeteze, să fructifice pe toată perioada anului. Despre moringa se știe că asigură organismului toți aminoacizii, alături de un complex bogat de vitamine, minerale, nutrienți și antioxidanți, ceea ce face ca în alte părți ale lumii, încă din cele mai vechi timpuri, planta minune să fie folosită pentru combaterea malnutriției. Toate proprietățile pe care le deține pot înlocui cu succes o porție de carne. În viitorul apropiat am putea servi la masa de prânz sau la cină o porție de fructe de moringa care vor înlocui cu succes o bucată de 200 de grame de carne. India este statul care exploatează la nivel mondial planta de moringa folosită ca aliment sau ca supliment alimentar. În zonele sărace din anumite regiuni din India este promovată și folosită de organizații umanitare ca o soluție în lupta cu malnutriția. Se spune că toate părțile arborelui sunt comestibile și hrănitoare: frunze, păstăi, semințe, fructe și rădăcină. O plantă apreciată pentru calitățile sale nutritive, toate organele plantei și în special frunzele, pentru calitățile sale medicinale recunoscute, pe internet descoperim foarte multe referate științifice care demonstrează, arată proprietățile medicinale acestei plante și sigur putem vorbi ca plantă ornamentală. Arborele vieții a ajuns la stațiunea din Buzău în urmă cu 2 ani, dar a fost plantat și îngrijit de anul acesta când s-a început și aclimatizarea lui. Conform studiilor, moringa este și un foarte bun tonifiant, energizant și un leac împotriva anxietății. Este o bogată, așa cum am spus, în o plantă în nutrienți, în săruri minerale, în vitamine și găsim în frunzele acestei plante toți aminoacizii esențiali, cât și grăsimi esențiale, deci calciu, cantități concentrate de calciu, substanțe, fier, care din abundență. De aceea oamenii de știință o apreciază foarte mult și fac eforturi pentru a aclimatiza în multe alte zone ale lumii. În prezent, Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Legumicolă Buzău nu comercializează semințe de moringa, fiind așteptat momentul definitivării procesului de aclimatizare.